Astăzi, Dani l-a ajutat pe Zein să transmită un mesaj pe antena Play, pentru că era primul lui mesaj. Și a spus Zein că o roagă pe prietena sa să îi trimită haine colorate, pentru că are doar haine negre. Și știm că în emisiune au voie câte două persoane pe zi să poarte negru. A fost amuzant Dani pentru că el a spus așa, cu o română stâlcită, ceea ce dorește. Și Dani a zis, acum haide să traduc eu. Prietena lui Andreea o găsește un susținător sau cineva care dorește să ia legătura cu ea la salonul unde lucrează și Zein. Nu știu dacă această fată este fosta lui iubită sau altcineva. Știm că și aceasta spunea Zein că lucrează tot acolo la salon, dar nu-i mai rețin numele. Oricum nu cred că e cazul. A fost simpatic în concluzie mesajul trimis, Dani l-a ajutat, dar ține minte că toți concurenții la început, când au transmis mesaje pe antena Play, erau stângaci.